Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Iulia Sarivan. Iar eu sunt Călin Jucovski și vă prezentăm patrula Jurnal TV. Un angajat al postului Vamal Sculeni și un transportator au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție și Procurorii Municipiului Bălți. Cei doi ar fi fost implicați într-un caz de contrabandă contra unei mite de peste 10.000 de euro. Oamenii legii au publicat și o interceptare privind schema infracțională. Funcționarul Vamal este bănuit că ar fi pretins și acceptat peste 10.000 de euro de la un transportator de colete pentru a asigura trecerea nestingherită a unui lot de marfă de contrabandă prin postul Vamal Sculeni. Urmărirea penală a început în baza unei autosesizări în cadrul căreia au fost documentate acțiunile vameșului, dar și ale transportatorului soldate cu reținerea acestora. În urma înțelegerii prealabile între vameș și transportator a fost asigurată introducerea prin contrabanda unui lot de marfă contra unei mite de peste 10.000 de euro. Miercuri 26 iunie, ofițerii CNA l-au reținut în flagrant pe angajatul postului Vamal Sculeni, imediat după primirea banilor. De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală a fost reținut și complicele vameșului. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore. În timpul perchezițiilor au fost ridicate sume bănești, telefoane mobile, un automobil și marfa introdusă prin contrabandă. Aleșii locale ai fugarului Ilan Șor, care dețin majoritatea în Consiliul Municipal Orhei, au aprobat inițierea mai multor acorduri cu Promsviazbank din Rusia, care se află sub sancțiuni internaționale. Vor fi semnate acorduri și cu organizația neguvernamentală din Rusia, Euroasia. Astfel, consilierii lui Șor din Orhei vor să facă transferuri de bani din Rusia pentru a le acorda pensionarilor un așa zis ajutor financiar. Tranzacțiile ar urma să fie făcute prin intermediul cardurilor MIR. Se urmărește cumpărarea voturilor, spun consilierii PAS din Orhei, care vor depune plângeri la instituțiile de drept. În cazul Promsviazbank, acordul inițiat de Consiliul Municipal Orhei prevede prestarea serviciilor bancare, cooperarea și schimbul de informații pe diverse subiecte. Cât privește ONG-ul Eurasia, o organizație creată în Rusia de oamenii lui Șor, scopul căreia este deturnarea parcursului european al Republicii Moldova, autoritățile din Orhei intenționează să colaboreze în domenii precum schimb de experiență și informații, elaborarea și punerea în aplicare a programelor comune, efectuarea de monitorizări, sondaje și cercetări, notează portalul deschide.md. Prin aceste acorduri, gruparea Șor pretinde că va oferi câte 2.000 de lei lunar pensionarilor din Orhei, în scopuri filantropice și de sponsorizare. Banii vor fi alocați de ONG-ul Eurasia prin intermediul Promsviazbank, după o schemă similară cu cea din Autonomia Găgăuza. Utilizarea acestor surse financiare înainte de perioada electorală are drept scop subminarea proceselor democratice și celor electorale din Republica Moldova, afirmă consilierul PAS din Consiliul Municipal Orhei Alexandru Rusu. În contextul în care banca rusească, prin care ar urma să fie făcute transferurile de bani, este supusă sancțiunilor internaționale, iar ONG-ul Eurasia nu poate demonstra proveniența banilor transferați, acceptarea fondurilor financiare poate fi catalogată ca infracțiune penală, și anume spălarea de bani, a mai adăugat consilierul. Grupul PAS din Consiliul Municipal Orhei și alți consilieri care sunt în opoziție ne-am opus adopterii acestui proiect de decizie, considerându-l abuziv și ilegal, contrar statului de drept. În opinia noastră, mijloacele financiare obținute pe această cale vor fi folosite pentru finanțarea ilegală a blocului Victoria, coruperea alegătorilor în campania electorală din toamnă și, nu în ultimul rând, ca un mijloc de manipulare a locuitorilor din municipiul Orhei. În replică, avocatul grupului Șor, Aureliu Colenco, spune că această acțiune are un scop exclusiv filantropic și nu vede o componență infracțională de spălare de bani. Aici eu văd numai o acțiune filantropică, o acțiune a Consiliului Municipal Orhei. N-am văzut niciun cuvânt în privința la faptul că este o careva tentă politică, în primul rând, și careva tentă de cumpărare a voturilor în Republica Moldova. Nu văd o schemă de spălare de bani aici. Înainte de asta trebuie să fie dovedit faptul că banii sunt murdari. Și numai după aceea poate să fie spus că este ceva de spălare de bani.
Guvernatorul BNM, Anca Dragu, a declarat recent că tranzacțiile financiare prin cardurile MIR sunt investigate de instituțiile de drept din Republica Moldova, iar cetățenii trebuie să aibă grijă atunci când li se propune să fie implicați în astfel de scheme. Toate reformele pe care le implementează Republica Moldova în drumul spre Uniunea Europeană sunt necesare nu pentru satisfacerea intereselor Bruselului sau ale statelor membre ale blocului comunitar, ci pentru beneficiul cetățenilor. Declarația a fost făcută de șefa parchetului european Laura Codruța Chioviși la Luxemburg, în cadrul unui interviu pentru jurnaliștii de la Chișinău. Chioviși a subliniat în contextul reformei justiției că lupta împotriva corupției trebuie să fie una continuă. Atunci când vorbim de corupție, oamenii au așteptări foarte mari de la sistemul judiciar și se pune foarte mare presiune pe sistemul judiciar. Eu nu cred că este treaba procurorilor și a judecătorilor exclusiv să rezolve corupția dintr-o anumită țară. Cred că întreaga societate trebuie implicată. Este vorba de prevenire, este vorba de educație în anticorupție și este într-adevăr și vorba despre investigații. Laura Codruța Chioveși a mai spus că doar arestarea unor demnitari sau oameni de afaceri nu va fi suficientă pentru combaterea corupției. Lupta cu corupția și cu frauda nu este o chestiune care se termină în 24 de ore sau în 3 zile sau în 3 luni sau într-un an de zile. Este o luptă care nu are sfârșit. Este o luptă pe care trebuie să o duci continuu, zi de zi, cu mult efort de toată lumea. Procurorii nu au voie nici să se odihnească, nu au voie să plece în vacanță, nu au voie să-și închidă biroul, să zică gata, am arestat acum 3 miniștri sau 3 membri al Parlamentului sau 3 oameni de afaceri, am rezolvat corupția. Nu. Este o luptă care trebuie dusă continuu de toată lumea, nu doar de cei din justiție. Reforma în domeniul justiției este un pas important pentru o țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană, dar de multe ori oamenii din sistem încearcă să opună rezistența. Cu această problemă s-a confruntat și șefa parchetului european atunci când a ocupat funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție în România. De foarte multe ori este extrem de dificil să lupți cu asta. Este și o problemă de mentalitate în unele situații atunci când vorbim de corupție. Cred că ce este important ca acest exercițiu să fie finalizat cât mai curând și cei care au trecut peste acest exercițiu să înceapă să lucreze. Parchetul european are un acord de cooperare cu Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție din Republica Moldova, grație căruia mai mulți polițiști și procurori din țara noastră au participat la mai multe traininguri pentru a prelua experiența și practicile europene din domeniul justiției. Doi indivizi au fost reținuți pentru șantaj. Aceștia au intrat în posesia unor imagini cu caracter intim ale unei femei și îi cereau bani pentru a nu le publica. Urmează detalii și alte știri pe scurt. Oamenii legii au curmat activitatea infracțională a unui bărbat de 35 de ani din Chișinău care vindea droguri. În timpul perchezițiilor domiciliare și în automobilul bărbatului au fost ridicate droguri de tip hașiș și marihuana, 135 de țigarete cu marihuana, cântare de înaltă precizie și telefoane mobile. Valoarea drogurilor ar fi de peste 200.000 de lei. A fost inițiată o cauză penală. Bănuitul riscă până la 15 ani de închisoare. Pentru comercializarea drogurilor pe canalele de Telegram au fost reținuți și doi tineri de 25 și 26 de ani. Potrivit anchetei, unul aducea substanțe narcotice din Portugalia, iar ulterior le plasa în diferite ascunzișuri. Altul se ocupa de repartizare. În timpul perchezițiilor, la unul dintre cei doi au fost ridicate aproximativ 1 kg de muguri de marihuana și 300 de grame de hașiș. Valoarea estimativă a drogurilor ridicate este de aproximativ 550.000 de lei. Polițiștii au inițiat o cauză penală. Indivizii riscă până la 15 ani de închisoare. Poliția a deconspirat activitatea unui grup criminal care a organizat traversarea ilegală a migranților din Ucraina. Fiecare plătea grupului câte cel puțin 5.000 de dolari. Un membru al grupării a fost reținut în timp ce transporta la Chișinău din regiunea transnistreană 3 cetățeni ucraineni. Ancheta este în curs de desfășurare. Doi bărbați din Bălți cu antecedente penale au fost reținuți pentru șantaj. Suspecții ar fi anunțat-o pe o femeie de 47 de ani din raionul Glodeni că îi vor publica imaginile cu caracter intim, pe care indivizii le-ar fi obținute de la aceasta pe rețelele de socializare. Inițial, cei doi ar fi cerut 50.000 de lei, iar mai târziu încă 20.000 de lei. Victima a sunat la poliție.
Republica Moldova ocupă ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor. Acest lucru provoacă îngrijorare, mai ales că aici rata accidentelor este de 5 ori mai mare decât în Suedia sau Norvegia, de exemplu. Sunt concluziile raportului Dreptul la viață, sănătate, siguranță și securitate în traficul rutier, realizat de avocatul poporului Ceslav Panco în perioada septembrie 2023-mai 2024. Potrivit raportului realizat de ombudsman în anul 2022, în Republica Moldova s-a înregistrat aproape cea mai înaltă mortalitate în urma accidentelor rutiere din Europa, 83 de decese la 1 milion de oameni. Unul din motivele invocate de Ceslav Panco pentru mortalitatea înaltă în urma accidentelor rutiere este calitatea joasă a drumurilor. Mai exact, țara noastră ocupă ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor cu doar 2,6 puncte. Avocatul poporului a atras atenția asupra lipsei unei strategii naționale pentru siguranță rutieră actualizate. Potrivit lui Ceslav Panco, strategia elaborată pentru anii 2011-2020 este depășită. S-a constatat că viteza excesivă este principala cauză pentru accidentele rutiere și decesele rezultate din acestea. Ponderea acestei cauze a crescut de la aproape 26% în anul 2018 până la 35,5% în anul 2022 și de la 47% la aproape 53% din totalul deceselor. Tamponările de pietoni sunt cele mai frecvente tipuri de accidente rutiere de pe rețeaua de drumuri publice, cu o pondere a mortalității de 36% din total. Se arată în raportul care indică asupra faptului că Republica Moldova are unele dintre cele mai periculoase drumuri pentru pietoni pe lângă Ucraina, România și Lituania. Potrivit lui Panco, țara noastră înregistrează de 3 ori mai multe decese ale copiilor în accidente rutiere decât media europeană. Astfel, numărul copiilor implicați în accidente a crescut de la 371 în anul 2018 la 480 în anul 2022. Aproximativ 72% din numărul total de accidente rutiere au loc pe infrastructura rutieră urbană. Circa 51% din aceste accidente au loc în interiorul zonelor urbane, care au provocat decesul la 30 de persoane. Pe de altă parte, 21% din totalul accidentelor rutiere care au avut loc în zonele locuite rurale au provocat decesul la 56 de persoane. O altă problemă, în opinia ombudsmanului, ar fi numărul tot mai mare de șoferi care urcă la volan sub influența alcoolului. De asemenea, în Republica Moldova încă mai există problema coruperii la obținerea permiselor de conducere. În urma analizei din raport, avocatul poporului Ceslav Panco a depus peste 40 de recomandări adresate mai multor autorități și a solicitat Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională și Ordine Publică organizarea unei ședințe de prezentare și dezbatere a documentului. Una din 17 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani din lume a consumat un drog în ultimele 12 luni. Asta arată un raport al Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate. Pe 26 iunie a marcat Ziua Internațională de Luptă împotriva consumului și a traficului ilicit de droguri. Printre cei care au reușit să învingă viciul este și Vadim, care a început să consume droguri pe când avea 14 ani. Була хорошая семья, но тем не менее с друзьями на улице я попробовал наркотики и с того времени моя жизнь постепенно начала ухудшаться. То есть стали проблемы там в учёбе, там перестал заниматься каким-то спортом. Все сводилось, все больше и больше сводилось к употреблению. В 14 лет я уже получил первую судимость. Odată cu trecerea timpului, situația se înrăutățea. В 20 чем-то лет у меня уже там было больше 10 судимостей. Я получил нанес большой урон здоровью, получил заболевания там как гепатит и другие, там потерял зубы. Peste câțiva ani, Vadim a ajuns în penitenciar pentru 9 ani. Consumul de droguri a continuat și acolo. Bărbatul a avut norocul să asiste la o acțiune de informare organizată de asociația Inițiativa Pozitivă. Как-то я слышал за неё и о других ребят, знал даже кому-то, кто помогло, и меня это типа шокировало. Когда я вышел, я встретил ребят с этой организации, и мне понравилось, что я вышел без документов, без денег, я не знал, что делать, как бы в тюрьме я употреблял наркотики, я вышел оттуда в зависимости, я понимал, что если так будет продолжаться,
De aproape un an, Vadim nu consumă droguri datorită celor din Asociația Inițiativa Pozitivă. Mai mult, el este angajat aici, oferind servicii de consultare de la egal la egal. Ieșire din situație există, afirmă tânărul. Ну, жизнь вообще поменялась кардинально, потому что после стольких лет употребления, это же болезнь такая, что она не просто ты употребляешь, но это и твой образ мышления, и там, и как ты поступаешь. А тут я научился ценить, может, жизнь, стал радоваться обычным вещам. În prezent, peste 4.000 de persoane beneficiază de serviciile asociației. Peste 2.000 dintre acestea sunt consumatori și foști consumatori de droguri. Le prestăm acestor persoane diferite servicii medicale, cum este consultul specialiștilor, tratament medicamentos, laborator, investigații de laborator și deja, dacă la necesitate, referim și la alte servicii mai complexe. Când vorbim de narcozavisimost, este complexă, strașnă problemă. Но бороться за качество жизни нужно до последнего дня. Человеку, который употребляет наркотики, его родным и близким. Именно по этой причине мы сделали центр интегрированной помощи, в который человек, попадая, может получить абсолютно весь комплекс услуг, начиная от низкопороговых, обмен игл, шприцев, если он пока еще не способен закончить употребление наркотиков. În Republica Moldova, la finele anului trecut, numărul consumatorilor a crescut cu peste 1500 față de anul 2020, când la evidența medicilor erau peste 11.000 de persoane. Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost implicate într-un accident în raionul Sângerei. O șoferiță nu ar fi acordat prioritate de trecere, anunță poliția. Urmăriți alte știri pe scurt din cronica polițienească. Oamenii legii au curmat activitatea infracțională a unui bărbat de 29 de ani din Chișinău care vindea droguri. În timpul perchezițiilor la domiciliu au fost găsite 6 pachete a câte 500 de grame de masă vegetală asemănătoare cu cannabis, 2 kg 550 de grame de masă vegetală asemănătoare cu hașișul, precum și 2 telefoane mobile. Valoarea estimativă a drogurilor ridicate constituie 2 milioane de lei. Bărbatul a fost plasat în arest pe un termen de 30 de zile. A fost inițiată o cauză penală bănuitul riscă până la 15 ani de închisoare. Un bărbat a murit după ce a fost electrocutat la locul de muncă în timpul betonării cu ajutorul unei pompe auto cu braț. Doi muncitori i-au sărit în ajutor, bărbatul fiind transportat de urgență la spital unde a decedat. Tragedia s-a întâmplat pe 6 iunie într-o suburbie a orașului Chișinău, dar autoritățile au făcut anunțul în ziua de miercuri, 26 iunie. Cazul este investigat de poliție, Departamentul Supraveghere Energetică din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Inspectoratul de Stat al Muncii. Trei persoane au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un accident grav în orașul Biruința, raionul Sângerei. Potrivit poliției, o șoferiță de 47 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coleziune cu un alt automobil condus de un bărbat de 36 de ani. În autoturismul accidentat se aflau trei pasageri, două femei de 40 și respectiv 69 de ani și un bărbat de 74 de ani. Ambii conducători auto au fost testați cu alcool, scopul, rezultatul fiind negativ. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru Sergei Șoigu, fostul ministru rus al apărării, și Valeri Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse. Cei doi sunt căutați pentru crime de război și împotriva umanității, se arată în nota Curții Penale Internaționale. Consiliul de Securitate al Rusiei a numit decizia Curții de la Haga drept nesemnificativă. Mandatele emise pentru Șoigu și Gerasimov se referă la atacurile cu rachete asupra rețelei energetice ucrainene între octombrie 2022 și cel puțin martie 2023, arată instanța. În acea perioadă, Șoigu era ministrul apărării, iar Gerasimov, la fel ca și acum, șeful statului major general al armatei. În termenii curții, cei doi sunt responsabili de direcționarea atacurilor asupra obiectivelor civile și provocarea de daune accidentare excesive civililor sau obiectivelor civile. Există motive întemeiate pentru a crede că cei doi suspecți poartă răspunderea pentru loviturile cu rachete efectuate de forțele armate ruse împotriva infrastructurii electrice ucrainene din cel puțin 10 octombrie 2022 până cel puțin pe 9 martie 2023. În acest timp, un număr mare de lovituri împotriva numeroaselor centrale electrice și substații au fost efectuate de forțele armate ruse în mai multe locații din Ucraina.
Fiecare criminal implicat în planificarea și executarea acestor greve trebuie să știe că justiția va fi făcută, a comentat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Într-o reacție, Consiliul de Securitate al Rusiei a numit decizia Curții Penale Internaționale drept nesemnificativă. Este un șoc în aer, deoarece jurisdicția Curții Penale Internaționale nu se extinde asupra Rusiei. Decizia a fost luată ca parte a războiului hibrid al Occidentului împotriva țării noastre, a indicat serviciul de presă al Consiliului de Securitate al Rusiei. Curtea de la Haga a emis în 2023 un mandat de arestare și pe numele lui Vladimir Putin pentru rolul său în deportarea unor copii din Ucraina. În urmă cu o lună, Serghei Șoigu a fost înlocuit neașteptat din funcția de ministru al apărării și numit secretar al Consiliului de Securitate al Federației, post ocupat până atunci de Nicolae Patrușev, un apropiat al lui Putin. Ministrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat noi măsuri punitive pentru a contracara eludarea sancțiunilor și a împiedica Rusia să obțină tehnologie occidentală pentru fabricarea de arme, informează DPA. Alte 69 de persoane și 47 de entități legate de invazia rusă împotriva Ucrainei au intrat acum sub incidența sancțiunilor cu înghețarea activelor și în cazul persoanelor cu interdicția de a călători în spațiul comunitar. Potrivit unui comunicat al instituției, aceste măsuri sunt menite să vizeze sectoare valoroase ale economiei ruse, precum energia, finanțele și comerțul, și să facă tot mai dificilă eludarea sancțiunilor Uniunii Europene. Sancțiunile noastre au slăbit deja în mod semnificativ economia rusă și l-au împiedicat pe Putin să își ducă la îndeplinire planurile de distrugere a Ucrainei, deși acesta continuă încă agresiunea ilegală împotriva civililor și a infrastructurii civile, arată sursa citată. Cel de-al 14-lea pachet de sancțiuni demonstrează unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei și în încercarea de a limita activitățile criminale ale Rusiei împotriva ucrainienilor, inclusiv eforturile de a eluda măsurile UE, a transmis în altul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate Joseph Borrell. Pachetul de astăzi include măsuri restrictive privind alte 116 persoane și entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Pentru prima dată, noua serie de sancțiuni vizează de asemenea sectorul rus de gaz natural lichefiat, sector de mai multe miliarde de dolari. Aceste măsuri punitive interzic unor porturi precum Zeebrugge din Belgia să transporte gaz natural lichefiat rusesc către țări în afara Uniunii Europene după o perioadă de tranziție de 9 luni. De asemenea, este vizată așa numita flotă din umbră a președintelui Vladimir Putin, folosită pentru a eluda sancțiunile și formată din 27 de nave specifice, scrie Agerpres. Cerere de chemare în judecată depusă de fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, împotriva Jurnal TV, a fost respinsă ca nefondată. Decizia a fost luată de judecătoarea Maria Țurcan. Morar ne-a dat în judecată după ce am difuzat în 2021 o investigație în care figura omul de afaceri din Rusia, Evgeni Cheiman. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție a cerut o despăgubire de 50.000 de lei de la Jurnal TV. Acesta a declarat că nu este de acord cu decizia instanței și o va ataca la Curtea de Apel Chișinău. Se respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată a lui Morar Viorel către întreprinderea cu capital străin Reforma Art SRL privind constatarea lezării onoare, demnității și reputației profesionale a lui Morar Viorel prin afirmațiile expuse în reportajul difuzat la postul privat de televiziune, Jurnal TV, în cadrul investigației la cererea lui Cheiman Evgeni. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție a declarat că nu este de acord cu decizia instanței. Este decizia instanței de judecată, o consider neîntemeiată, consider instanța de judecată, nu a intrat în particularitățile pricinii. Sigur că da, Consiliul Jurnal TV a încălcat etica și deontologia în cazul reportajului respectiv. Viorel Morar a atacat în instanță postul nostru de televiziune după difuzarea în 2021 a unei investigații în care figura omul de afaceri din Rusia, Evgeni Cheiman. În reportaj acesta îi învinuia pe foștii procurori anticorupție Roman Statnăi și Viorel Morar că i-ar fi fabricat în 2018 un dosar și l-au lipsit de bunuri în valoare de peste 1.800.000 de euro. Cheiman susținea atunci că totul s-ar fi făcut la comanda a doi mari antreprenori din anturajul lui Igor Dodon și a unui fost deputat al Dumei de Stat. Morar spune însă că subiectul cu pricina ar fi inclus informații false și manipulatorii. Asta chiar dacă exista un dosar penal în privința persoanelor implicate în acest caz. Cum răspundeți acuzații omului de afaceri? Cum? El nu este om de afaceri, dar este condamnat, care încă nu și-a
soluționat problema. Juristul postului nostru de televiziune, Dumitru Pavel, a declarat că decizia instanței este una legală. Apreciem hotărârea instanței ca fiind una legală și întemeiată. Probătorul administrat la materialul dosarului testă clar că nu a fost vorba despre încălcarea vreunui drept al reclamantului Morari. Din potrivă, reportajul realizat și pus pe post de Jurnal TV a corespuns rigorilor legale, inclusiv deontologiei jurnalistice. Viorel Morari a depus o cerere de chemare în judecată a Jurnal TV privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, dezmințirea informației și repararea prejudiciului moral și material. Ulterior, în cadrul ședințelor de judecată, Morari a solicitat ca, pe lângă dezmințirile publice, postul nostru de televiziune să-i achite și 50.000 de lei. Demersul a fost însă respins la cererea juristului Jurnal TV Dumitru Pavel, deoarece prin procedura prealabilă Morari nu a solicitat acest lucru. Un tânăr a scăpat cu viață după ce a căzut în gol de pe o stâncă pe teritoriul mănăstirii Saharna. Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 iunie. Urmează detalii și alte știri pe scurt. Un tânăr de 24 de ani din Dubăsari s-a necat în râul Nistru, în preajma satului Lunga, lângă un pod vechi unde se odihnea alături de 8 prieteni. Înainte de tragedie, de aceștia s-au apropiat reprezentanții Direcției Situații de Urgență și i-au prevenit să evite scaldatul în locuri neautorizate, mai ales în stare de ebrietate. După ce ofițerii au plecat, băiatul de 24 de ani și-a anunțat prietenii că vrea să traverseze râul în not. Prietenii au încercat să-l convingă să renunțe la intenție, dar nu au fost auziți. La mijlocul râului, înotătorul a dispărut în apă și nu a mai reapărut. Corpul nesuflețit a fost găsit luni. Un bărbat din Cahul a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și angajații procuraturii în cadrul unui dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi promis unui candidat că l-ajută să obțină mai ușor permisul de conducere în schimbul unei sume de bani. Potrivit denunțătorului, bănuitul ar fi susținut că îi poate influența pe membrii Comisiei de Examene din cadrul secției înmatricularea transportului și calificarea conducătorilor auto Cahul. Pentru serviciile sale, acesta ar fi pretins 400 de euro. Bănuitul a fost reținut după primirea banilor transmiși sub controlul CNA. 6 indivizi din raionul Edineț au fost trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de droguri. Aceștia au procurat prin intermediul aplicațiilor electronice droguri de tip PVP, hașiș, mefedron și din alte categorii pentru consum personal, înstrăinând o parte din ele la persoane terțe. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora au fost ridicate peste 4 kg de droguri. Indivizii riscă până la 7 ani de pușcărie. Iar un tânăr de 26 de ani a fost transportat la spital după ce a căzut în gol de pe o stâncă pe teritoriul mănăstirii Saharna. Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 iunie. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Rezina Elena Băietrău, oamenii legii au stabilit că în timp ce cobora de pe o stâncă, tânărul a alunecat și a căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 30 de metri. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spitalul raional Rezina. Potrivit medicilor, pacientul se află în afara oricărui pericol. Iată ce veți vedea în partea a doua emisiunii Patrula Jurnal TV. Revenim în curând, stați aproape! Rușii au lansat un atac cu rachete asupra infrastructurii civile din Odessa în dimineața zilei de luni. Cel puțin 4 persoane au fost rănite și internate în spital, au anunțat autoritățile locale. În dimineața zilei de luni, rușii au atacat regiunea Odessa cu 2 rachete înaripate, probabil Iskander-K. Datorită rezistenței active a apărării aeriene în sudul Ucrainei, una dintre rachete nu și-a atins ținta, au anunțat forțele aeriene ucrainene. În Odessa, cel puțin 4 localnici au fost răniți și au fost internați. Mai multe clădiri rezidențiale și mașini care se aflau în apropiere au fost avariate. S-a
declanșat un incendiu pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Pompierii depun acum eforturi pentru a împiedica focul să se răspândească. Până acum sunt 4 răniți, a declarat guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper. Inspecția continuă să stabilește o listă completă de distrugeri și daune. Наразі майже 100 рятувальників працюють на місці. Також нам допомагають усі служби взаємодії. Залучено пожежний потяг. Працюють психологи ДСНС. Коли пожежа була вже майже локалізована, пролунав повторний сигнал повітряної тривоги. І рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, що ускладнило трохи ліквідацію, саме збільшило час на повну ліквідацію. Міністерство енергії ал України я декларат, що системи де транспорт де енергії au fost atacate în regiunile de sud și vest ale Ucrainei, distrugând echipamentele. Rusia și-a intensificat recent atacurile împotriva infrastructurii critice a Ucrainei într-un nou atac împotriva rețelei energetice a țării, ducând la întreruperi de curent. Atacul de peste noapte a fost a 8 astfel de grevă masivă în ultimele luni. În regiunea Zaporojie, 2 lucrători din domeniul energiei au suferit răni și au fost transportați la spital în urma atacului, a scris operatorul de rețea Ucrenergo pe rețelele de socializare. În regiunea Lvov, o rachetă rusă a lovit o instalație de infrastructură energetică, provocând un incendiu, a informat guvernatorul Maxim Kozitsky. Pe 22 iunie, forțele ruse au lovit orașul Kharkov cu bombe glisante, ucigând 3 persoane și rănind 56, potrivit guvernatorului Oleg Sinegubov. Pe 24 iunie, toate companiile regionale de distribuție de electricitate vor pune în aplicare întreruperi de curent prevăzute pe tot parcursul zilei, a indicat Ukrenergo pe Telegram. Până acum, astfel de restricții se aplicau în general pe intervale de timp mai reduse la vârfurile de consum. Ukrenergo a explicat că noile măsuri sunt necesare întrucât consumul de electricitate crește la începutul săptămânii și rețeaua este fragilizată de atacurile rusești masive. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că Rusia a distrus jumătate din capacitatea energetică a Ucrainei. În discursul său de duminică seara, Zelensky a declarat că datorită deciziei recente de a permite Ucrainei să lovească ținte militare rusești, armata a reușit să reducă din capacitățile agresorilor. Нещодавнє погодження ударів по російській території поблизу кордону дозволило знищити частину російського терористичного потенціалу, але тільки частину. Kievul le cere aliaților să-i furnizeze mai multe echipamente de apărare antiaeriană pentru a contracara bombardamentele forțelor ruse. Uniunea Europeană și 2 țări membre, Lituania și Estonia, au semnat acorduri de securitate cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la un summit de la Bruxelles. Este vorba de angajamentul blocului de a ajuta Ucraina în 9 domenii ale politicii de securitate și apărare, inclusiv livrarea de arme, pregătirea militară și cooperarea în industria de apărare. Excellencies, thank you very much. Volodymyr Zelensky a semnat acordul în cadrul unei ceremonii alături de președintele Consiliului European Charles Michel și de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Pactul, împreună cu documentele semnate cu Lituania și Estonia, este destinat să completeze alte acorduri similare, încheiate între Ucraina și aliații săi, în timp ce își continuă apărarea împotriva invaziei Rusiei. You are fighting for your freedom, you are fighting for your land, for your future, for your children, but you are also fighting for our common values and principles. And you have to explain, I think, all across the EU that by supporting Ukraine, we support a more stable and a more prosperous European continent in the future. I'm grateful to you that during these very difficult years for all of us, for Europe, we have maintained unity and ensured that Europe is stronger. The world has seen Europe's effectiveness, has seen our ability to find the right decision at the right time. Acordul conține și o nouă procedură de consultare în situații de criză. Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina după actuala invazie sau folosește arme nucleare în timpul războiului în curs, Uniunea Europeană și Ucraina trebuie să organizeze consultări de urgență în 24 de ore, la cererea oricărei dintre cele două părți, pentru a discuta despre un posibil sprijin. Kievul are astfel de pacte cu Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania. Oficialii spun că acordurile nu sunt aceleași cu pactul de apărare reciprocă dintre națiunile NATO, ci sunt angajamente de a oferi Ucrainei arme și alte ajutoare pentru a-și consolida propria securitate și a descuraja orice invazie viitoare, scrie Reuters. În orașul Bălți a avut loc un incendiu puternic. Salvatorii au evacuat mai multe persoane. Urmează detalii.
Un bărbat de 38 de ani a căzut într-o fântână luni în Soroca. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 14. Potrivit salvatorilor, bărbatul și-a pierdut cunoștința în timp ce efectua lucrări de curățare a unei fântâni publice cu o adâncime de 10 metri. Scos la suprafață, omul a fost preluat de medici. Conform datelor IGSU, de la începutul anului 2024, 3 persoane au fost salvate din fântâni. Un tânăr de 22 de ani din Chișinău riscă până la 5 ani de închisoare pentru că a furat un automobil parcat pe bulevardul Cuza Vodă din Chișinău. Poliția a fost alertată de proprietar. La scurt timp, individul a fost reținut. Acesta le-a declarat polițiștilor că ar fi furat mașina pentru a se plimba. Tânărul nu este la prima abatere. 8 persoane din cadrul unui grup criminal organizat au fost trimise pe banca acuzaților pentru mai multe furturi de telefoane mobile. Faptele au fost comise la Ialoveni. În noaptea de 30 ianuarie curent, 4 dintre inculpați au pătruns într-un magazin și au sustras mai multe telefoane. Magazinului a fost cauzată o pagubă materială de peste 280.000 de lei. Peste 10 zile, 3 dintre inculpați participanți la comiterea primului furt împreună cu alți 4 inculpați s-au reîntors în același magazin și au mai sustras 8 telefoane mobile la preț total de 25.000 de lei. În cadrul urmăririi s-a stabilit că un alt inculpat, în timp ce era deținut în penitenciarul numărul 13, a convins o persoană să procure telefoane mobile sustrase de la inculpații acuzați de furt. Acesta nu a reușit să realizeze până la capăt intenția, deoarece au intervenit angajații poliției. Potrivit legii, furtul comis de un grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani. Pompierii au intervenit marți dimineață la lichidarea unui incendiu izbucnit la etajul 6 al unui bloc din municipiul Bălți. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 7. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat 2 persoane în etate din apartamentul vecin. Pompierii i-au evacuat și pe locatarii de la etajele superioare pentru a reduce riscul de intoxicare. Circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști. Joe Biden și Donald Trump au avut prima confruntare televizată înaintea alegerilor prezidențiale cruciale din noiembrie. Dezbaterea a fost organizată de CNN. Timp de o oră și jumătate, fostul și actualul lider de la Casa Albă și-au aruncat cuvinte grele și s-au acuzat reciproc. Presa americană scrie că Joe Biden nu a fost în cea mai bună formă în fața lui Donald Trump. Biden, care are 81 de ani, s-a prezentat la dezbatere cu voce mai răgușită decât de obicei, cu o privire puțin pierdută și a avut dificultăți de exprimare. După dezbaterea catalogată drept dezastruoasă, democrații se întreabă dacă nu ar trebui să-și caute alt candidat. Dezbaterea s-a desfășurat fără public, iar candidații nu au avut voie să-și consulte staful de campanie în pauze. Când au intrat în platou, cei doi candidați nu și-au dat mâna. Trump și Biden s-au atacat reciproc pe teme precum inflația, imigrația sau războiul din Ucraina. Cei doi candidați au vorbit inclusiv despre un episod din 2020 când Trump i-ar fi insultat pe veteranii și pe soldații americani care au murit la datorie. Biden și-a adus aminte de fiul său care a luptat în Irak și a murit din cauza unei tumori la creier. I was recently in France for D-Day, and I spoke all about those heroes that died. I went to the World War I cemetery he refused to go to. He was standing with his 4-star general, and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. We had 19 people that said I didn't say it. And think of this. Who would say I'm at a cemetery or I'm talking about our veterans? Because nobody's taken better care. I'm so glad this came up and he brought it up. There's nobody that's taken better care of our soldiers than I have. Războiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodată dacă Statele Unite aveau un lider, a declarat Donald Trump cu referire la Joe Biden. Just going back to Ukraine for one second. We have an ocean separating us. The European nations together have spent $100 billion or maybe more than that, less than us. Why doesn't he call them and say, you got to put up your money like I did with NATO? I got them to put up hundreds of billions of dollars. The Secretary General of NATO said Trump did the most incredible job I've ever seen. I've never heard so much foolishness. This is a guy who wants to get out of NATO. Are you going to stay in NATO? Are you going to pull out of NATO? What happens if, in fact, you have
Putin continue to go into NATO. We have an Article 5 agreement. Attack on one is attack on all. You want to start the nuclear war he keeps talking about, go ahead. Let Putin go in and control Ukraine and then move on to Poland and other places. În cadrul dezbaterilor, Joe Biden s-a bâlbâit, părea dezorientat și în câteva rânduri a fost incoerent atunci când și-a exprimat gândurile. S-a întâmplat inclusiv în timpul discuțiilor privind securitatea frontierei Statelor Unite cu Mexicul. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Alegătorii înregistrați care au urmărit dezbaterea dintre Joe Biden și Donald Trump spun în proporție de 67% la 33% că Trump a avut o performanță mai bună, potrivit unui sondaj CNN. Unii democrați sunt atât de disperați de prestația slabă președintelui Biden, încât se întreabă dacă el ar trebui să mai rămână candidatul partidului la Casa Albă. Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, a admis și ea că Joe Biden a avut un început lent, dar spune că a avut ulterior un final puternic în dezbatere. Aliații NATO l-au ales miercuri pe premierul olandez Mark Rutte, drept următorul șef al NATO. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate după ce singurul său rival, președintele României, Klaus Iohannis, a renunțat la cursă. Mark Rutte va prelua funcția pe 1 octombrie, când expiră mandatul actualului secretar general Jens Stoltenberg. Consiliul Nord-Atlantic a decis să-l numească pe prim-ministrul olandez Mark Rutte ca următor secretar general al NATO. În locul lui Jens Stoltenberg se arată nota Alianței Nord-Atlantice. După ce și-a declarat interesul pentru această funcție anul trecut, Rutte a câștigat sprijinul din partea membrilor cheie ai Alianței, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania. Alții au fost mai reticenți, în special țările din Europa de Est, care au susținut că postul ar trebui să ajungă pentru prima dată cuiva din regiunea lor. Dar în cele din urmă au slit în spatele lui Rutte, un critic feroce al președintelui Vladimir Putin și un aliat ferm al Ucrainei. Jens Stoltenberg a spus că a salutat cu căldură selectarea lui Rutte ca succesor al său. Mark este un adevărat transatlanticist, un lider puternic și un constructor de consens. Știu că las NATO pe mâini bune, a conchis el. NATO ia decizii prin consens, așa că Mark Rutte, care se retrage din politica olandeză după aproape 14 ani în calitate de premier, a putut fi confirmat doar după ce toți cei 32 de membri ai Alianței i-au oferi sprijinul. Rutte se va confrunta cu provocarea de a susține sprijinul aliaților pentru lupta Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, în timp ce se va proteja împotriva ca NATO să fie atras direct într-un război cu Moscova. De asemenea, va trebui să se confrunte cu posibilitatea ca scepticul NATO Donald Trump să revină la Casa Albă după alegerile prezidențiale din noiembrie din Statele Unite. Posibila întoarcere a lui Trump i-a deranjat pe liderii NATO, deoarece fostul președinte republican a pus sub semnul întrebării dorința Statelor Unite de a sprijini alți membri ai Alianței dacă aceștia ar fi atacați. Ploile torențiale fac ravagii în China. Fenomenele meteo extreme, inclusiv alunecările de teren, au luat viața a zeci de oameni. În multe regiuni din China este în vigoare o alertă de ploi torențiale de mai multe zile, transmite AFP, citată de news.ro. Precipitațiile record au afectat puternic mai ales un oraș din provincia muntoasă Hunan, din centrul țării. Ploile abundente au făcut dezastru însă și în restul țării. Numai în provincia sudică Guangdong au murit 47 de oameni, potrivit unui bilanț al autorităților locale. De asemenea, o alunecare de teren dintr-o zonă muntoasă din centrul Chinei a ucis 8 persoane. Orașul Meizhou, care are o populație de aproximativ 3,8 milioane de locuitori, se confruntă cu precipitații record în ultimii 100 de ani. Duminică, aproximativ 9.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar peste 100.000 de oameni au fost evacuați. Meizhou a fost puternic afectat de condițiile meteorologice extreme din acest an. În luna mai, 48 de oameni au murit după ce un segment de aproape 20 de metri al unei autostrăzi s-a prăbușit, tot după zile de ploi abundente. Întreaga China se pregătește acum pentru o vară cu posibile dezastre legate de vreme. Chiar dacă sudul țării a fost lovit de ploi abundente, provinciile din nord au avertizat cu privire la secetă. Săptămâna trecută, capitala Beijing a fost supusă unei avertizări de căldură. Asta în timp ce anul 2024 se anunță a fi cel mai cald din istoria măsurătorilor. Proteste violente au avut loc marți în Kenya împotriva unei legi adoptate de Parlament privind creșterea impozitelor.
Copleșită de mulțime, poliția a deschis focul asupra demonstranților care încercau să ia cu asalt legislativul, după ce gazele lacrimogene și tunuri cu apă nu au reușit să disperseze mulțimea. Cel puțin 5 protestatari au fost împușcați mortal. O parte din protestatari a reușit să intre în camera Senatului, iar unele secțiuni ale clădirii Parlamentului au fost incendiate. Deputații au fost evacuați prin tuneluri subterane, a raportat presa locală. Într-un discurs televizat adresat națiunii, președintele William Ruto a declarat că dezbaterea privind taxele a fost deturnată de oameni periculoși. It is not in order, or even conceivable, that criminals pretending to be peaceful protesters can reign terror against the people. Proteste și ciocniri au avut loc de asemenea în mai multe orașe și localități din Kenya. Mulți au solicitat demisia președintelui Ruto, exprimându-și opoziția față de creșterea taxelor. Parlamentul a aprobat legea finanțelor, trecând-o la a treia lectură de către deputați. Următorul pas este ca legislația să fie trimisă președintelui pentru semnare. Acesta o poate trimite înapoi la Parlament dacă are obiecții. Kenienii s-au confruntat cu mai multe șocuri economice, cauzate de impactul persistent al pandemiei COVID-19, de războiul din Ucraina, de 2 ani de secetă și de deprecierea monedei. Guvernul a făcut unele concesii promițând să renunțe la noile taxe propuse pentru pâine, ulei de gătit, proprietatea auto și tranzacții financiare. Dar acest lucru nu a fost suficient pentru protestatari, scrie Ager Press. Atât pentru ediția de astăzi. Vă așteptăm și duminica viitoare cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau aveți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022 859-30. Sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@ronjurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook, jurnaltv.md. Numai bine!